E adevărat că suferi de o boală rară? Am un răspuns sincer. E o boală gravă, gen? Da. O să te lași de muzică? Da. Ai avut mai mult de o relație de prietenie cu Andreea Bălan? Am un răspuns fals. Fals? Mai aveți sentimente pentru fosta? Da. Deci nu vine să cred, dar ăsta oficial o să fie unul dintre cele mai nebune detectoare de minciuni pe care l-am avut vreodată pe canalul meu de YouTube, pentru că astăzi l-avem invitat pe canalul nostru YouTube pentru prima dată pe Jador! Vă salut pe toți! Deci efectiv Jador este foarte, foarte emoționat. De când i-am pus cablul de aia la mâine, n-am mai scos un cuvânt. Ai emoție, mă? Da. Ai? Da. Deci ți-am pregătit unele dintre cele mai picante și cele mai nebune întrebări, pentru că ești unul dintre cei mai picanți oameni ai momentului, pentru că i-ai pus pe jar cu câteva lucruri pe oamenii care te urmăresc. Hai. Deci Jador, începem așa, mai lejer. Da. Ești pregătit? Gata. Ai avut mai mult de o relație de prietenie cu Andreea Bălan? Nu. N-am ce râd de convins. Ia zic cum e. Dar un răspuns fals. Fals? Bă, la prima... Bă! La prima chestie e fals, o să mă arăt și greu. Dar ce l-am răs? Nu, 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 stai! Bă, cum adică fals, mă? Ai vreo explicație de-o dat? Nu. E aparatul stricat. E aparatul stricat, asta este explicația. Oh my God, adică... O să fie foarte tare cu Jador, pentru că avem întrebările așa cu urcușuri și cu borușuri. Acum e un lucru mai trist un pic. Pentru că ai pus țara pe jar, Jador, vreau să te întreb dacă e adevărat că suferi de o boală rară? Da. Avem un răspuns sincer. Dar nu e rară, nu e boală rară, dar e o boală. E o boală gravă, gen? Da. Mamă. Deci ăsta e un răspuns? Sincer. Ai vreo explicație să ne dai? Nu. Răspuns? Nu vreau să vorbesc despre asta. Ok, ok. Eu îți doresc multă sănătate. Tu știi despre ce. Da, eu îți doresc multă sănătate să treci cu bine peste asta, că te iubește Dumnezeu, te-ai iubit până acum și o să fie bine. Nu fac griji. Aia zic. Și acum să dăm niște lucruri mai fericite un pic. Ai făcut vreodată mai mult de 50.000 într-o seară? Nu. Nu ai făcut? Nu. Ai făcut? Nu este sincer. Aaaa! Bă, de ce ești mincinos? Bă, de ce ești mincinos? Ești stricat aparatul. Ajut că e stricat aparatul. Și că n-am făcut, dar a venit cu mașina acum să moară de la Xana, dar nu zice că e apartament pe roți. Te crezi cel mai bun artist de manele din România? Da. Dar nu spun sincer, e părerea lui, așa se cred. Bă, foarte bine, pentru că dacă nu ai tu cea mai bună părere despre tine, cine poți să o aibă? Și de-aia ai și avut succes. Consider că fac o muzică foarte diferită de toți ceilalți. Consider că am fost primul în niște lucruri, la fel cum au fost și primii la rândul lor când au fost în alte lucruri. Și acum o să fii și primul care scoate prima manea Dream. Dacă vreți să ascultați, intrați la Jador pe TikTok și faceți acolo. Pe 30, luna asta, la sfârșitul lunii, pe 30, apare piesa la ora 6 pe canalul meu de YouTube. Deci 30 iulie, ora 6 la Jador pe canalul de YouTube, să o ascultați că e miștorul de tot. Ești pregătit, Jador, da? Da. Ai avut mai mult de 50 de aventuri cu femei? Da. Îngaci care asta? Sincer. Sincer! La bravo! De la 14 ani până la 28 sunt ceva. 14 ani ești... De la 14 ani am făcut prima oară. 15, nu. În clasa 9, ai 15 ani, nu? 15 ani, da, da, da. În clasa 9 am făcut prima oară. Suntem... așa. Am fost îndrăgostit, după aia... Foarte frumos. Adică nu, prima oară a fost cu o fată de care eu eram îndrăgostit și era îndrăgostit de încă 4-5. Și bă, de-ai relevat ce ai fost cu 50 de femei? Peste 50. Mai cu timpul? Da. Da. Dacă tot te-am întrebat dacă suferi de o boală, vreau să te întreb dacă îți este cumva frică de operația pe care urmează să o faci. Da. Este sincer. Bă, te crezi și eu, adică și mie mi-a fost mega, mega frică, m-am operat de plămân. Da, aici și mi-a băgat un furtun în mine pe viu. Bă, dar! Ce zici? Mi-a fost un pic frică, dar o să-mi întărească Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți să duce, deci o să fie ok. Jador, pentru că tot pui țara asta pe jar, pui, îl apreciez foarte mult pe omul, dacă știi cum să dea informația, știi cum să o livreze, frate, despre starea lui de sănătate, după a dat cu noua lui iubită, noua lui nebunie, pe lume poder, nu? Pe lumea mea iubită, am avut două iubite, mă, mari și late. Păi da, nu, e noua. E a toa, da, e a toa. Relația mea se iasă din viața aia zi. Și pentru că am văzut că o iubești foarte mult pe Hoder, vreau să te întreb, vrei să te căsătorești cu Hoder? Da! Sunt sincer. Bine, măi!
Pe vădere, nu știu ce a făcut fata asta. Am gânduri foarte pozitive pe ea. Sper că și ea. Dar cum ai trebuit să mă, că vreau să sunt de cu fata așa? Să-ți folosesc. Da? Mersi. Jator, pentru că s-a pus așa un pic eticheta asta de gagicar. Ai întreținut relații intime cu mai multe fete deodată? Nu. Cum adică? Ma, ia. Nu este sincer. Bă! Bă, dar nu mai zic de ce să ce să zic? Pentru mă mai zic, dar vreau să mă căsătorești, mă nervești, frate. Uite, mă, asta sunt, că întrebările lui Jador au o întorsătură așa. Ba, sunt triste, ba, sunt fericite, ba, sunt serioase, ba, sunt neserioase și neortodoxe, aș putea spune. Și acum o întrebare serioasă și tristă pentru mine, pentru că eu chiar am câteva piese de la Jador pe care le ascult și sunt foarte frumos. O să te lași de muzică în luna decembrie? Da. Este sincer. Mă. Băi, ne rugăm toți la Doamne, Doamne, să fie bine. Vă sper să nu am aceeași chestii pe Ionuț. Că Ionuț cercel? Da. Băi, eu nu cred. Eu nu cred. Dar orice lucru în lumea asta este recuperabil. Totuși, trăim într-un secol în care... Da. Totuși. Te-ai dat vreodată la iubită pe prietenată? Niciodată el s-au dat la mine. Cum? Niciodată el s-au dat la mine. Stai. E sincer? Boss, ele s-au dat la mine. Deci nu te-ai dat niciodată la mine? Niciodată în viața mea. Bă, mi se pare un principiu foarte frumos și foarte corect să, ca un prieten să nu se dă la iubita altui prieten, adică tot. Da. Bun, băi, și dacă dorești să așa, trebuie să te întreb. Ai acceptat vreodată avansurile iubitelor, prietenilor tăi? Niciodată, mă jur. Niciodată. Sincer, în continuare. Bă! La respect meu, le-ați obținut după mine. Nu dau nume că e căsătorită, prana mea, prana care... Dar la toate niște detalii care încă să se prindă oamenii. Da, e căsătorită. Are copii sau copil? În fine, nu vreau să văd așa, că se prinde lumea despre tine. Bă, s-a ținut de mine cred că 2 ani. Eu tot îi spuneam, bă, uite ce face... Și prietenul ăla era prieten bun? Da. Bă, uite ce face... Vrea, no, că așa ți se pare ție. Da, nu, bărbatul simte și simte bine și prietenii ar trebui să asculte de celălalt prieten, da, mă rog. Te-ai îndrăgostit vreodată de vreo fană de-a ta? Da, și este sincer. Bine! Jador, pentru că la un moment dat, făceai tu niște TikTok-uri cu Andreea Ustănică, vreau să te întreb dacă ai văzut-o vreodată pe Andreea Bostanica mai mult de o prietenă? Da. Este sincer. Bă! Acum depinde ce înțeleg. Stai puțin, vreau să-l întreb. Un detaliu foarte important. Înainte să fac 18 ani sau tu? Da, tu? Eu nu sunt decât măscheamă, Eu sunt decât măscheamă. Zi, mă rog. Hai, ultima întrebare, Jador. Era atâta întrebare că pe 50.000 într-o seară, eu totuși cred că o să răspunzi cu da și o întrebare, o să fie adevărat, adică n-are cum. Dar e adevărat că ești milionar? Nu. Dar nu răspunzi de sincer. Cum adică nu, mă? Adică el nu e milionar, e doar milionar, adică cu 10 milioane, nu? Până sau cum? O să dea, o să dea o sumă? Network. De euro? Da, de euro. Nu? Știi că fiecare vedetă internațională are un network acolo, Justin Bieber, să știi câți bani are. Toată lumea știe, numai în România nu se știe. Și ce vreau mai, ce suntem în România? Da, într-adevăr. Și atunci că am fost întrebările mele pentru tine, ai avut câteva răspunsuri nesincere, dar hai să vedem care a fost mai nesincer dintre noi doi. Hai să facem schimbul! Domnule Picant, bine ați venit să mai E mai rău după scaunul ăsta. Domnule Picană, bine ați venit la testul poligraf. Avem astăzi pentru dumneavoastră câteva întrebări. Mai exact una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 întrebări. Dacă răspundeți sincer, treceți testul. Dacă nu, vă ia mama dracu. Prima întrebare. Este adevărat că sunteți gelos pe succesul lui Jador? Nu. Nu răspuns nesincer. Eram sigur! Băi, eram sigur! Dar asta e, stai puțin, e mai
una constructivă. Eu nu sunt gelos, nu sunt gen așa. Da, motivează și da, înțeles. Îți-e dor. Vă este dor să fiți într-o relație? Da. Stai sincer. Bă, la un moment dat oricât de, de vagabond ai fi, la un moment dat tot îți dor așa să te iei, nu? Ok. Mai aveți sentimente pentru fosta? Nu. Fals. Pentru 3 milioane de euro, dacă vi-aș da acum cash în mână, v-aș șterge canalul de YouTube? Nu. E sincer. Eram sigur! Dar nu s-a imaginea mea, gen. Ștergi pe YouTube și fac altul, gen. Am înțeles. Ai dat o explicație. 3 milioane cash, așa, bam, direct, adică... Tu-ți dai seama de 3 milioane cash, acum sincer să fiu. Tu-ți dai seama ce muzică mișto o să scoți, ce clipuri o să fac și ce vloguri mișto o să fac? Fac un canal de la zero de rupe România locul cu 3 milioane de euro. Bine. Ai fost vreodată îndrăgostit de vreo fană de-a ta? Nu. Minte. Eram sigur. Dar nu. Oricum mi-ai povestit de cineva. Bine, m-ați întrebat de Andreea Bostănic, am și eu niște întrebări pentru ea, că am înțeles că dumneavoastră, na, v-am văzut acolo la ziua ei și am văzut ipostaza în care v-ați aflat la ziua ei. Cu cine, mă? Cu Andreea Bostănic, și aș vrea să vă întreb, ai fost gelos vreodată pe mine și pe Andreea Bostănic, crezând că noi suntem împreună? Da. Să sincer. Ce mă? Ai văzut-o pe Andreea Bostănic mai mult decât o prietenă? Da. Să sincer. La un moment dat. Poate. Ok. Da, știi care e faza? O nu înțeleg că aparatul ăsta ți-a foarte mult din subconștient și fără tăgâne. Aparatul? Da, gine. Prin de ce înseamnă și tu din întrebarea pe care ți-o pune? Da, de acum mi-am imaginat și gen... Da, mă, gata, am înțeles, am înțeles ce trebuia să înțeleg și cred că și lumea. Răspundeți în comentarii dacă credeți ce cred și eu. Îl copiezi pe Dorian Popa? Nu. Minte. Dar să eram sigur! Băi, ți-ai făcut casă lângă el! Vorbești ca el! Da. Te duci la sală! Ești nebun? Bă. Mi se pare că ești Dorian? Stai mult, nici să vargea să stai mult puțin. Deci, mi-am făcut ca să-mi dormești. Asta nu e pentru că și-am făcut ca să-mi dormești. Eu vreau să fac ca să-mi dormești oricum. Dinaintea lui. Nu dinaintea lui, dar vreau să fac indiferent de circunstanțe. Că găsim un termen la un preț foarte, foarte, foarte bun. M-am interesat în mai multe zone din București. Dar pentru mine el e un exemplu. E un exemplu foarte, foarte bun și nu neapărat pentru mine, ci pentru ceilalți copii. Pentru că a reușit să construiască ceva de la zero. Curat, a făcut ceva legal, a construit un imperiu, s-a luat mașina, a făcut el. Și ce zic, adică e un exemplu bun, nu? Da, este. Dorian este un exemplu foarte bun. Azi. Da. Viitoarea ta acasă costă 500 de mii de euro? Da. Peste. Sunt sincer. Peste. Păi ești plăt? Peste, da. Îți mulțumesc, domnul Pican, pentru răspunsurile nesincere pe care mi-ai acordat. Este adevărat. Bă, ai avut câteva. Da, nu știu. Noi nu vrem să ne numărăm, vrem să ne spuneți voi la comentarii cine credeți că a fost mai sincer astăzi, eu sau Jador. Păi noi ne găsiți pe Instagram, Jador adevărat, Antonio Pican. Uitați să ne dați un mare, mare subscribe, uitați că pe 30 iulie la ora 6 se lansează o mare, mare, un mare, mare hit și o revelație în muzică de la Jador. Și încă un bonus pentru cei care au canale de TikTok. Cine ia o bucățică din acest vlog și face peste 1 milion de vizionări, ajunge la mine la story pe Instagram și primește o surpriză din partea mea. Și la mine la fel. Și la tine. Respect! Pa, pa!